Hei, salutare prieteni și bine ați revenit la un nou vlog aici pe canalul meu de YouTube. Înainte de a începe acest vlog, nu uitați să dați un like și să vă abonați. Vă mulțumesc pentru cei 120 de abonați, deci nu mă să cred. Vă iubesc și vă respect, vă mulțumesc din suflet pentru cei 120 de abonați. Ce vom face astăzi? Astăzi voi merge în pădure la viorele, că am auzit că au ieșit viorelele și da. Mă o să scot viorele din pământ cu tot o rădăcină și să le plantez acasă. Dar nu multe, câteva să am, pentru că sunt așa de frumoase, măvula înflorite, doamne. Dar nu cred că sunt înflorite, dar sunt bobocite. Dacă vă întrebați unde sunt în curte, uitați cum arată în curte. Da, aș face un clip să arăt toată curtea. Deci nu, eu zic că e frumos la țară. Cel mai frumos la țară, deci credeți-mă. Deci acum am început să editez și eu clipuri destul de bine, dar nu așa de bine cum editează alt YouTuber. Dar eu încerc, pentru că aplicația asta chiar îmi place și parcă am spus într-un video aici pe canal de YouTube că m-aș lăsa de TikTok și să mă reapuc de YouTube și o persoană mi-a zis ca să nu mă las de TikTok pentru că îi place foarte mult clipurile mele și nu o să mă las de TikTok, stați-vă liniștiți, o să postez pe toate trei, pe Instagram, pe TikTok și pe YouTube. Aici pe YouTube mai rar pentru că nu prea am timp și de asta și eu încerc să-mi fac timp în fiecare zi să postez și pe YouTube. Aici sunt porumbei, nu știu dacă se vede, acolo este trapa de ieșure, dar nu pot să mă bag în pop pentru că nu știu unde este scara. Și acum trebuie să caut ceva ca să scot viorele din pământ, dar nu știu ce să caut. Caut acum. Caut de vreo 10 minute prin curte, dar nu găsesc ceva cu care pot să scot, o mistrie sau nu știu. O să caut și o să revin după ce găsesc ceva. Da, acum am găsit această săpăligă și în această pungă voi pune viorele și hai să mergem la pădure. Bine că pădurea este aproape. S-a răzgândit și fratele meu să meargă cu mine. Oh my god. Aici este pădurea, dar eu nu mă duc pe acolo, o să mă duc pe acolo, pe la acel drum, pentru că viorele pe aici pe marină nu cred că sunt. În fine, mergem pe acolo. Uitați cum arată această săpăligă. Deci nu-mi să cred, chiar aici, în marea pădure, sunt viorele, oh my god, hai să vă arăt. Ia uitați cât de frumoasă este, du-te mă de aici, mă, uite cât de frumoasă este, oh my god. Deci nu îmi vine să cred cât de frumoasă este, dar eu să mă duc în pădure, că în pădure îmi place. Gata, o să intru pe aici așa. Hai, ce boschetărei pe aici așa, frate. Ia uitați. Ce frumos este, uitați, a început să crească și iarba, uite ce frumoasă e viorica asta. Aici sunt niște pene de ce, nu știu de ce, nu știu, eu ador, mă, să vin pe aici prin pădure și să filmez. Și gata, trebuie să mă dau mai jos ca să mă văd mai bine, aici este o viorică, dar nu știu dacă se vede, dar stați ca să scot. Dau așa frunzele de pe lângă ea, pentru că sunt frunze uscate de la copaci de astă toamnă, așa cred eu. Așa, săpăm puțin pe lângă ea, dar nu sunt așa de dese cum erau în alt an. Fiți, acum. Ia uitați, mă! Sper că am scos-o cu tot o rădăcină, să mă uit acum. Oh my god, uitați! Am tăiat-o puțin aici. Oh, lele, dar ce lungă e viorica asta. Așa, deci... Nu știu ce se vede iarba aici acolo pe față. Uitați-vă pe fratele meu și el a venit cu mie la cules de viorele. Culegem foarte puternic pentru că nu vreau să am multe. Și le plantez să văd dacă se prinde. Uite, aici mai este una. Îmi pare rău dacă nu se vede bine, dar na, eu încerc să filmez bine. Deci să plec asta mă ajută foarte mult. Ia să scot soare. Hai să vedem. Dar e prea lungă, măi. Hai să scoatem pe asta la întâmplă. Sunt foarte, foarte, foarte lungi. Pe asta la întâmplă să scoatem. Așa. Și dăm în partea asta. Ei, deci gata. Asta chiar am scos-o foarte, foarte bine. Oh my god, chiar am scos-o. Ia uitați. N-are rădăcina tăiat-o.
Oricât de frumoasă este. E îmbobocită, așa cum am spus eu. Ce frumoasă. Au dur. Și gata, am strâns câteva pentru că nu vreau să am multe viurile, să văd dacă se prind, adică să se prindă la mine în grădină și da. Aici voi încheia acest vlog. Îmi pare rău că nu pot să filmez mai mult, dar chestii că am și alte treburi de făcut, așa că ne revedem în alt vlog. Cu voi a fost Șofrane Dechel și să aveți o zi faină. Acum o să mă pun pe editat și o să-l postez chiar acum.